Doamne, ce față ai! Păi, dar ce e așa frig aici? Asta s-a stat noaptea cu geamul deschis. Vai, mi s-a ridicat părul pe mine. Stai că vrei să mă bag acolo în pat. Ce ai? Ce cu fața asta? Și le vei unde, că vă că lipsește. Mai bine, nu? Nu știu. Cum nu știi? Cred că a ieșit pe geam, că nu o găsesc. Ți-ți bășesc de mie? Nu. Cum nu? Nu. Să vorbesc serios acum sau glumești? Pe bune tu. A plecat pe bune sau glumești acum? Pe bune. Și pe geam? De ce s-a crezut? Spider-Man de-a plecat pe geam. E casă, oricum ce contează. Nu e ca și cum și-ar fi rupt mâna. Și ce, la casa asta nu există uși? Păi, eu să știu. Pe acolo, toată noaptea cu ăla deschisă. Păi și tu n-ai auzit nimic? Ce s-a auzit? Că m-am trezit de frig, am crezut că s-a dus la baie, toaletă, nu știu, în bucătărie, că nu mai ia foame, nu? Te-a încercat să sun? Nu răspunde. A, dai, sună telefonul. Ar fi culmea să nu. Face trei fără telefon. Deci, vreau să zic acum că dacă plecă pe ușă, normal, ca tot omul, poate avea un motiv pentru care pleca. A fugit. Dar eu sunt aici. De ce ești tristă? Nu sunt. Ca să te după să întoarci înapoi, poate a avut o problemă și a plecat. Da. Și eu când am probleme nu anunț, fug pe geam. Nu? La cine m-aș aștepta să faci de-astea? Să fug pe geam, că am o problemă. Da, da, avem noroc că noi tot timpul am stat la etajul 7, 8, 9. Nu ai putut să fugi pe geam. Nu mai fi supărat. Poate au avut motiv, mă, să plece. Sper că unul... Poate te sune, să te anunțe. Că ce? Deci a plecat pe geam, n-a plecat. A vrut să se despartă de mine și n-a știut cum să o facă, probabil. Și a fost o soluție să plece pe geam. Să fugă, că a fugit, nu? Zici că sunt el la pușcărie și a luat-o pe geam, a evadat. Păi așteaptă să vezi poate ce sună, poate ți explică. Nu mai vreau să-mi explice nimic. Nu mai știu ce să zic. Nu-mi place să te văd așa. Nu m-am fi supărată. Că eu sunt aici. Te-am cu deruș. Nu. Să proastă. De ce îmi te iubești pe tine? Eu sigur, da. Pe el când îl prind, îl omor. Dar în rest, totul bine și frumos. Pe mine m-am să faza că pleca pe geam. Marfă! Iubi! Vezi că mă duc eu și-l caut în gaură de șarpe și l-o pe bune, n-ai voie să pleci. Poate de cine apoi, poate au avut motivul lui să plece. Bine, nu-i normal că a plecat așa. Dar și-a luat și haine. Pe bune. Nu mai vreau să vorbesc despre asta. Dar nici să stai să plângi. Pentru ce? Crezi că merită? E bine, înțeles că niciun bărbat nu merită să plângi pentru el. E frumoasă, deșteaptă, nebună, toate la un loc. Găsești pe altcineva. Și până atunci ce mai e pe mine? Nu mai vreau pe nimeni. Nici pe mine? Ba da, dar nu mai vreau nicio relație. M-am scuturat. Nimic bun aduc în viața ta. Am văzut un bărbat să aducă ceva bun în viața ta. Numai dezamăgiri, nu sunt toți de lacrimi, de doar dezamăgiri, tu lacrimi. Tu ai avut parte numai de asemenea specimeni. Eu nu știu cum. Și chiar părea ok. Nu știu ce să zic.
Probabil are alte priorități. Adică 100% are alte priorități. Bă, dar n-a zis la nimeni nimic, n-a anunțat pe nimeni. Nu. Trebuie să ai argumente bune ca să faci chestii de genul ăsta. Prea bune. Și dacă nu a Bă, dar orice era grav. Dacă era ceva foarte grav și chiar trebuia să pleci, trebuia să-ți spună măcar ție. Că nu a anunțat pe restul, e partea de-aia, dar trebuia să zic Bă, un bilet, ceva, nimic. Nimic? Un mesaj, pe drum încolo, sau când te întorceai, sau oricând. Măcar mi-am dat seama cât de mult valorez. Pentru el. Acum era să-ți dau una și să mai plânge o dată. Nu a știut el să te aprecieze, asta e altceva. Dar eu știu că ceilalți au pus deoparte și o să vină și o să te facă fericită și o să fim fericiți. Sper că nu l-au 50 de ani. Și dacă vine atunci o să ne ținem de mână până atunci. Păi prima zi de Crăciun tu nu trebuie să fii supărat. De Crăciun trebuie să fii fericit și vesel. Și vreau să mă să faci la... mult bine. Vreau să mă duc la ziua lui tata. Vei cu mine. Dacă ne lasă, merge. Vine primul voi. A, da, a zis că ne lasă câteva ore de Crăciun. Vreau să mă duc la tata. Trebuie să-i luăm un tort. Dacă o să-i vadă taică-tău în starea asta... Bine, știi că taică-tău și maică-tău ce citesc. Și dacă mergi tu răzând. Știu. Și eu știu. Maică-tău te simți la telefon, da. Dacă ți-o vede. M-a sunat deja. Și... I-ai zis? Ce părere are? Nici nu vreau să-i întrebăm. Pentru asta, uite, eu am ținut cu el tot timpul și acum țin să cred că poate au avut un motiv, deși n-a procedat bine, dar nu se fac așa lucrurile. Nu știu. Așteaptă să vezi și tu, poate îți dă un mesaj. Poate îți scrie, poate îți explică. Cel mai rău îmi pare de mine. Și acum e și napa sensibilă, nu mai e nebună care urlă și țipă. Dar promis că îți revin. Că nu merită. Înțeles? Haide, mă duc și eu. Mă duc, am plecat și eu din cameră și vreau să zic nimic. Vorbim mai încolo. Bine. Dar îți revin, nu te mai văd astăzi că plângi, că e Crăciunul. Dacă nu mă ajunge ce cadou. Nu știu dacă mai aduce cadou oricum. Dacă îl vezi, zic că vreau fericire. Fericire ți-o dau eu. Toată fericirea mea ți-o dau ție.